Vă mai amintiți cum s-a schimbat viața dumneavoastră imediat după acel episod, după finala câștigată? Eu nu credeam că așa de mult bani vă dau să jucați mingea. Bun, eu am riscat, acum vă dați seama, am și riscat mult. Că Riscul a fost mare, în, în țara da? a fost declarat dezertor. Prima mea iubire la Steaua Roșie, Belgrad, Dan Petrescu, care a fost cel mai bun executant în, în la antrenamente. Eu l-am bătut foarte bine, dar semifinala campionatului mondial. Da. Dați seama ce ce sus ne-am fi Extra Matinal, un podcast DGFM cu Bogdan Ciuclaru. Ca să știi. Salutare, oameni buni! Eu sunt Bogdan Ciuclaru și acesta este un extra. Avem un episod cu totul și cu totul deosebit astăzi. Alături de noi este Mio Drag Dici. Bine ați venit la discuția noastră de astăzi. Bună ziua, bine v-am găsit. Dublu câștigător și... al Cupei Campionilor Europeni, Deținător de campionate aici în România, dar și în Iugoslavia, nu? Era pe atunci? Da, fosta, fosta Iugoslavie. Părinții nu m-au împins să, să, să fac fotbal, nici nu știau. Da, nici nu v-au descurajat. Nici nu știau ei când m-am dus... Eu m-am înscris la fotbal la, în clasa 9, M-am dus la clubul Minerul Moldova 9 clasa 9, când am terminat clasa 8 at atunci m-am înscris la fotbal cu antrenor și cu foarte aproape și... era să ajungeți și la Argeș? Și... Da, aproape, da de acolo e, și de acolo imediat, eu știu, după un an jumate trebuia să se uh, fi, uh, divizia a doua trebuia să aibă un junior în teren obligatoriu și am pătruns în divizia a doua la Minerul Moldova 9 17 ani libero, și îi spuneau lui taică meu și lui, măi, el joacă fotbal, început să, să să iau și niște bani, niște prime de joc și și când a, a văzut că sunt fotbalist, atunci s-a început să se intereseze, să mai vină la, n-avea nicio treabă, la meciuri și am ajuns la București, la Luceafărul. M-au trimis la București, la Luceafor, echipa națională. Și tot timpul mă întreba când vii acasă, când vii din București, când. Și am zis, gata, la 18 ani termin și să mă întorc acasă la 18 ani, că termin junioratul. Și la 18, 18 ani vine antrenorul la mine, un antrenor de la Moldova, nu, dar eram din București, ne-a Olimp Matescu și ne-a Toma Costică, portarul la acelcea asteaua. La cei care au chemat, de altfel aveau să vă schimbe destinul definitiv. M-au chemat, chemat la Toma, la el, am dormit și a doua zi m-a luat de braț și m-a dus direct la steaua. <fie> la Ion Alexandrescu. Am intrat acolo, bună ziua, bună ziua. Uite, vrem să, să joci la steaua, vrem să te luăm dacă nu știu ce și eu mă uitam Idolul meu era Nefane Same și mă gândeam, ai de capul la steaua. Unde am ajuns? <laughs> Unde am ajuns și când i-am spus lui tata, zice, tu când mai stai în, Buc cât mai stai în București, hai, când te întorci. Zic, mai tata, eu sunt la steaua București. Ce steaua București, dacă vrei să joci fotbal, vino și te duci la Timișoara, că e mai aproape și mai vii acasă, ce iar stai în București, așa de departe, lasă steaua. Și zic, măi, tata, am fost la Steaua și am vorbit cu președintele Stele și mi-a zis să mă prezint pe data de... Ce președinte, Nu știu, au vorbit la telefon amândoi și mi-a zis, hai, fă bagajul Deci așa, că el vrea să mă țină mai aproape, să fiu mai aproape de casă, da. Și așa am ajuns eu la Steaua. Pentru discuția de astăzi, eu am ales un punct de plecare cu totul și cu totul deosebit, ceva poate mai puțin cunoscut microbiștilor. Suntem la Tokyo, ați ajuns cu echipa Stelei acolo, cu un avion, legenda spune, cu avionul lui Nicolae Ceaușescu. Nu, nu, am fost cu avion de, de linie? De linie, da, nu, nu, de la București, caraci Așa. În Pakistan, Karachi. Da, pentru realimentare. Nu știu Cel de mai ce ne-am în sudul, tocmai acolo De acolo ne-am dus în Pechin okay. Acolo am în Pekin, ne-am debarcat și am stat două zile în Pekin La ambasada României din Pekin. Pe am vizitat zidul chinezesc și după două zile am plecat spre Tokyo Și acolo se joacă cupa intercontinentală Unde invitatul meu de astăzi și marchează, stimați privitori dă gol, gol din nefericire anulat și spuneți dumneavoastră într-un interviu, după o evoluție foarte bună de altfel în acel meci pe care Steaua avea să-l piardă, spuneți ce bine mi-ar fi prins să fiu declarat jucătorul meciului pentru că la vremea aceea se dădea o mașină. nu, 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 asta era vorba, se vorbea că Tokyo, mașina da, da, da. mașina era acolo. Era și un sponsor la, la vremea da, ia, pentru pe, competiție? Toyota era sponsor. Da? Toyota era Toyota, acolo, parcată și era doar imaginea, nu? Și am, am primit uh, trofeu Toyota. Da. Deci două trofee. Era unul pentru. pentru câștigarea Cupei Intercontinentale și Toyota Cup. Două trofee. Dar nu se dădea mașina. Nu se dădea mașina pentru că nu știam, noi habar n-aveam credeam că, că o, să luăm, o să luăm o să luăm mașina, dar ne gândeam și vorbeam între noi cum o să o aducem în România <laughs> că nu aveam voie, că aici erau numai da. mașini mai dacie, nu puteai să ai altă mașină și asta am văzut când am fost a doua la Tokyo cu Steaua Roșie cel mai bun jucător a fost unul de la Steaua Roșie, Iugovici, îl cheamă Vladimir Iugovici și uh, i-au dat un uh, un cec cu de bani. În acel meci Steaua Roșie avea să se și impună cu 3 da, da, la 0, 3 la 0, da. Deci n-a luat mașina, nu se dădea mașina. Mai am un episod interesant legat de mașini și uh, o să plecăm de lângă, de, de lângă subiectul ăsta. Uh, la un moment dat, mie drag belo dedici, vrea să vândă un aro. Mi-am făcut foarte bine temele. Apare imediat miliția de la acea vreme și cum se iese dintr o astfel de încurcătură. Da, am avut o <fie> întâmplare așa mai pe timpul, da, mașinile aro, ne am primit aro pentru că am câștigat cupa Campionilor și ne-au dat o mașină aro. Și nu erau noi, dar au fost luate de la unitățile militare, recondiționate puțin așa vopsite și la clubul la în, în Ghencea, le-au pus așa în rând, una pe lângă alta și ne-au dat câte o mașină aro și unii le-au vândut imediat aceeași zi, alții au mai stat, eu am vândut-o după trei zile. Trei, patru zile a venit un domn din, din Ardeal, a venit cu geanta plină cu bani și ne-am urcat în mașina mea, aveam Dacie, conduceam Dacie și să mergem la, la notar, să facem documente. Și, pe aici, prin București, undeva într-o stradă, am oprit mașina și zic, hai să numărăm banii, să vedem, să numărăm bani. și după aceea să intrăm la. și numărăm banii și, la un moment dat, se deschid ușile, dreapta și stânga. <gânghe> Ieșiți afară, mâinile pe capot, a lăsat bani, au luat bani, au pus în geantă și nu știu de ce să ne ducă la poliție. Și tot, eu tot le explicam cine sunt, uitați eu, a, acuma, Și am, am vorbit cu ei până la urmă, au venit și ei cu, cu noi la notar și și-au dat, au văzut că nu era nimic și asta a fost o întâmplare așa mai care m-a supărat. Ei erau cu, cu miliția, probabil cu Dinamo, dumneavoastră erați la echipa armatei? Păi nu, nu, miliția, bine, da, miliția era miliția, nu, eram armată, dar întâmplarea asta cum, deci, ceva incredibil, incredibil ce de unde au venit, era pe o stradă, eram, nu știu, de unde au apărut, de unde... Și era cât pe aici să... să ne ia banii. Așele erau vremurile. Să mergem acum cu discuția într-o zonă care microbiștilor, mă sigur, dar cred că tuturor românilor le e dragă. Suntem între, între două zile de sărbătoare. A fost ziua de 7 mai. Urmează data de 20 mai, ziua dumneavoastră de naștere. Mulți înainte vă spunem în avans. 59 da, de ani. Mulțumesc, mulțumesc la fel. Și pentru că am pomenit de data de 7 mai, haideți să discutăm un pic despre acel sezon absolut fabulos. 85-86, Steaua este cea mai puternică la finalul sezonului, cea mai puternică echipă din Europa. Simpla mea curiozitate e dacă în acel început de sezon, ăsta a fost cum zic cei de astăzi, conducătorii de club. Ăsta era obiectivul setat la începutul sezonului, să câștigăm Cupa Campionilor Europeni. Păi, obiectivul setat era să intrăm în, 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 în nu nu erau grupe. Nu erau grupe, nu. Să jucăm Liga, în Liga Campionilor. UEFA sau, sau Liga Campionilor. Și câștigând campionatul, am jucat Liga Campionilor. Încrederea era... a venit pe, pe, parcurs, pe măsură ce eliminați câte un adversar. Da, tot timpul. prima gându uh, gândul era să trecem să trecem Cât mai de știți? primăvară și vară, să, 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 ajungem în primăvară europeană. europeană. Primăvară. Înseamnă să trecem două calificări, două meciuri, două meciuri sau patru când tur, Să trecem Iarna, și să ajungem în primăvară europeană. Ăsta era tot timpul, și după aceea, da, vă dați seama ce depindea, cu cine cădeam, cu ce echipă jucăm și să ajungem cât mai sus. Să. S cât mai departe. Să să spunem că în semifinală chiar a fost, a fost da, scoasă din competiție una dintre echipele puternice ale Europei, e vorba de Anderlecht, Uh, și a fost un match uh, extrem de interesant în retur, aici, la, la București. La București, da. Care dintre jucătorii uh, stelei de la acea vreme era cel mai optimist? Cine simțea că, că o să joace pentru trofeu, ba chiar mai mult să-l și câștige? Mm, asta. Ne gândeam, așa, la trofeu, și ne gândeam ce frumos ar fi să. dar nu, era prea departe ca să ne. Când ne-am apropiat mai spre finala, spre semifinale și atunci am, na, ne gândeam că poate o să ajungem în finală sau avem șanse pentru că jucam bine și am văzut echipele cu care au mai rămas și bine, noi n-am n-am dat, n-am întâlnit nicio echipă din Italia, că Italia era pe vremea aceea, cluburile din Italia erau cele mai cel mai bun campionat, Anglia avea stilul lor de joc știți, pe sus Cu Italia pe... aveam să ne lămurim în 89 cât de, da, cât da, de puternice da, sunt echipele da, de acolo da. Cu Milan, Milan da, era fabulous. Juventus, Milan da. erau echipe puternice Nu i-am prins și norocul nostru, dar erau echipe bune și din alte țări și Honved a fost o echipă bună toți jucătorii, mulți jucători jucau în echipă națională a Ungariei. Și se întâmplă meciul de la Sevilla, pe care îl cunoaștem cu toții, cu cele, cu cele patru parade ale lui Helmut Ducadam, meci care avea să-l propulseze definitiv în rândul legendelor stelei, dar și da, cu pas. un mio drag Belodedici, la numai 22 de ani, am impresia că da, câștigător. Mai, mai, nu, parcă. Da, la doar dar, câteva zile distanță. Câteva zile distanță, eu cu Marius Lăcătuș eram Aceiași 22 de ani. A, am văzut de curând niște imagini, și cred că cel mai mult uh, se suprapune porecla, și aici intrăm un pic în uh, intimitate. Uh, dumneavoastră aveți această poreclă caprioara, da? Se potrivește perfect pentru felul în care erați în acele imagini și un pic timid, uh, rezervat, modest. Nu știu, așa. <coughs> un comentator mi-a mi dat, mi am pus numele de căprioară, poate prin stilul meu de a juca, de a se mișca, dar, nu știu, era mai elegant. Nu aveam probleme cu, cu mingea, când îmi venea mingea la picior, nu aveam, nu mă speriam. Eram, aveam o tehnică așa. Nu Vă știu mai nicio? amintiți cum s-a schimbat viața dumneavoastră imediat după acel episod, după finala câștigată în 86? Păi ce să vă spun, viața, nu mi s-a schimbat viața, doar că erau mai mulți ochi, a țintit la, la mine, se uitau când mergeam pe jos la antrenament acolo în Ghencia și toată lumea, a, ce, vino, a, mă chemau acasă să, să mă Eu știu, să fac poze, să autografe, dacă mergeam pe jos. De am televizorii ce? Fim, era puțin, nu exista internet. Bănuiesc că interacțiunea era foarte directă. Da, da, Vă da. Vă da, lumea pe stradă. Ne oprea lumea pe stradă dacă mergeam pe jos. Puf, ne aplaudau, ne. După mase. câștigarea acelui meci, și după ce ați adus trofeul, cel mai important trofeu la nivel de, de cluburi, la București. Mio drag Belodedici, împreună cu toți componenții echipei Steaua, au devenit ceea ce noi numim astăzi niște vedete? Era posibil? Păi sigur, vedete, așa, cuvântul vedeta se folosea și atunci, vedete. Dar, nu știu, pf, ne consideram și noi vedete, normal, pentru că oamenii se întorceau capul după noi. Și minte că eram la club, și tot timpul, când eram la Steaua, la stadion, și mai veneau uh, niște domn tovarăși din, din, din club cu grade, cu grade și. Da. Tot timpul, tot timpul ne, ne spuneau să avem grijă cum, ne, cum mergem, să avem grijă cum ne comportăm, să avem grijă să nu ne să ne, ne prindă, să, să bem, să fumăm, să ne... Nu ne vadă lumea că să, să jucăm la steaua, că trebuie să dăm exemplu, că trebuie să ne îmbrăcăm bine, că trebuie să ne tundem, să avem părul și asta cu lăcătuși, cu părul mai scurt, cu balit, ca să arătăm, că suntem niște tineri foarte disciplinați, ca să ne vadă lumea și Au venit și, tot și timp, privilegiile, tot timp, dar la pachet a venit și această responsabilitate de a, de a timp, fi un, în un mod model. Să nu facem de rușine, să, instituția, steaua, clubul, tot timpul aveam, primeam... Și cu toate numește. acestea la, la numai câțiva ani distanță se întâmplă următorul episod. Mio Drag Belodedici decide să rămână în uh, fosta Republică Iugoslavă <laughs> și am observat într-o discuție portată de dumneavoastră într-o emisiune de specialitate că ați ținut să subliniați această nuanță, că nu ar fi potrivit termenul Belodedici a fugit din țară, ci mai degrabă a rămas în Iugoslavia, în Serbia de astăzi. Da. Am rămas, da. Am, am primit pașaportul și. Am rămas. Din ce cauză? Care erau nemulțumirile? Păi nemulțumirile pentru mine, că... că nu îmi plăcea, adică nu-mi plăcea. Deci ce să vă spun, când mergeam acasă, când până la 15-16 ani, la Moldova nou, acolo când eram în satul meu, mergeam în Iugoslavia cu părinții, părinții aveau permis de mic trafic, mama, surorile, mergeam în Iugoslavia, aveam foarte multe rude, tata avea un frate acolo, taic, mai avea un frate și n-a fugit din țară, deci nu s-a pus problema, de... da. Acolo aveam și o, o soră, două sor surori aveam, bunica mea avea două surori acolo, deci mergeam la rude. E, și când am început să joc la steaua, bun, am cerut pașaportul dat și mie, că mă duceam acasă și vreau să mă duc la rude să Nu se putea. Și întrebam și eu, dar acum, dar, prinții mei pot și eu nu, de ce nu? nu poți, că nu, se, nu e voie. Na. Da. Și atunci m-am supărat și... La acea vreme, țara vecină era cu mult diferită față de ce putea să ofere România unui tânăr fotbalist sau un, unui cetățean până la urmă, unui om obișnuit? Păi, în Iugoslavia, deci ei, deci erau profesioniști, aveau contracte pe 2 ani, 3 ani, deci erau profesioniști, nu ca noi. Eram, jucam la Steaua și primeam salariu, depinde ce grad ai, sau la Dinamo, sau eu știu cluburile. Minerii, minere, nu? Erau angajați altărâng, la, mină, da. la mină și primeau salariu, da? Ei aveau contract pe trei ani, pe 4, pe 2, deci erau profesioniști, mult mai profesioniști decât noi. Noi nu eram profesioniști, semi-profesioniști, așa. Și puteai să mergi, erau liberi, puteai să mergi în vacanță unde vroiai, aveau pașapoarte acasă. Dar când ați ales să, să faceți gestul acesta să rămâneți în, în țara vecină? Uh, Ați știut că o veți face pentru o viitoare carieră, peste hotare, sau pur și simplu a zis uh, incredibil, uh, indiferent de ce o să se întâmple de acum încolo cu viața mea, uh, eu o să prefer să stau în, în țara asta, chiar dacă nu voi mai juca fotbal. Bun, eu am riscat acum, vă dați seama, am și riscat mult. Că riscul a fost mare, în țara a da. fost declarat dezertor, dezertor uh, da. o sentință în lipsă, dacă nu greșesc 10 ani? Nu, 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 nu am primit, nu a existat, nu? Nu a existat Iată sentința de... pentru că am văzut dosarul după nu știu câțiva ani, când m-am reîntors am văzut dosarul și nu eram condamnat, doar... Dezertor, și scrie acolo. Nu se pronunțase niciun verdict. Nu, nu. Niciun, nu, nu, uh, niciun nu, nu, nu. Uh, nu știam ce o să se întâmple. Ideea mi-a fost să mă plec acolo și să mă duc la. Iubire, prima mea iubire, la Steaua Roșie, Belgrad. Pe la clubul de care ați auzit, și la, pe stadionul uh, la care v-a dus tatăl dumneavoastră pe, la un meci de fotbal? un meci am fost, da, când eram mic și era ceva incredibil ce lume și, și îi vedeam la televizor. Eu aveam, Prindeam tele, uh, canalele sârbești. sârbești și mă uitam la meciuri, mă uitam la Steaua Roșie. Stadionul da. este unul de legendă, e cunoscut sub numele da. de Maracana. Maracana, nu? acum nu mai nu, se mai nu se mai cheamă Maracana, au schimbat, dar da, Maracana se cheamă. Am văzut din recent într-un film dialogul purtat de Custurița cu da. Maradona și am simțit la, la regizorul Custurița mândria de, de a vorbi despre fotbalul de acolo din, din Serbia. Da, îi plăcea și lui. Îi plăcea, era stelist. Era stelist, Steaua Roșie, cu Sturița. Și ajungeți la Steaua Roșie Belgrad uh, o perioadă. Jucați doar la antrenamente, meciuri amicale, până se rezolvă partea asta contractuală, nu? Partea de, de acte. Există și, exista la vremea aia și o suspendare venită de la uh, Forul European? Da, da. UEFA m-a suspendat un an de zile pentru că dacă eram profesioniști și aveam contract cu Steaua 2. 3-4 ani că trebuia să stau tot cont, dar noi nu, nu eram profesioniști și pe deaps, a fost un an. Un an de zile am stat uh, lângă. M-am antrenat, am jucat meciuri amicale cu echipa a doua prin Serbia și după un an am primit dezlegarea și am început să... Dar cineva de acolo, de la club clar a ținut la dumneavoastră, a avut încredere în uh, viitorul <sus> fotbalistului Belodedici? Păi au avut încredere, au, șt -au știau de mine. Cu... M-am dus la directorul clubului Dragan Jaić, mare fotbalist. Și am bătut la ușă și da. Cine sunteți, cum, ce Mi am zis, cine sunt, ce vreau, ce... Peste ani avea să vină și răsplata da. într-o altă finală, da. jucată de data asta la Bari, Steaua Roșie-Belgrad învinge pe celebra echipă olimpic Marseille, tot la penaltiuri. Tot la penaltiuri. Iată, da. a doua echipă din Estul Europei care câștigă cel mai important trofeu la nivel de cluburi, și, mi da. Belodedici este unul dintre executanți. Dă gol din penalti. Da, am dat un. Am dat gol din penalti. Era cât pe să <laughs> să. Am, ratez, uitat, dar... am uitat aseară, mai atent da, am la reluare. Da. V-a jucat feste un pic acolo, terenul. Ce să vă spun, emoții, că ai de capul meu. Am reușit să dau, n-am ratat niciun penalty niciunul. Toate, toate cele cinci toate executate, cele cinci am, da, într-adevăr. Dar ce da. echipă fabuloasă. Da, echipa extraordinar de Mihailovici. niște talente. Savicevici, Mihailovic. Mihailovici, un executant de lovituri libere, am dat, au dat goluri din lovituri libere, foarte multe goluri, și aia cred că ne-a dus mai departe. Se întâmpla în sezonul 90-91, dar întrebarea care se pune, și eu sincer nu m-am gândit până să apară la orizont discuția noastră, de ce oare mio drag Belodedici nu este în lotul României pentru, pentru Italia? de vină să fie plecarea aceea în. În Iugoslavia sau? Nu, nu, eu, eu, am jucat două meciuri, două calificări. Am avut și jucam cu, în echipa României, în Naționala României, cu Andone. Am jucat un meci cu Bulgaria la ei, când am câștigat 3-1 sau 3 da, 3-1. Și am mai jucat un meci de calificare și după aceea am părăsit și au venit să vorbească cu mine, a venit Neapuiu, Neapuiu da, și Neapuiu, a venit Neapuiu Iordanescu și, și domnul, și de la echipa națională, domnul antrenorul secund care îl aveam în Italia. Antrenorul secund, uite că îmi scapă numele. N-a fost -a... Dumitru Dumitru, nu nu, nu? nu, 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 a fost cu Neaemi. Era secund. Secundul american. Da, da. Și, și a venit, degăsit, au venit adică să cine? vorbească cu mine să vin la Campionatul Mondial din Italia. Și n-au vrut să mă lase, nu știu, clubul okay. clubul Steaua Roșie. N-au vrut să mă lase pentru că nu cereau garanții, nu știau ce se întâmplă cu mine în România, dacă sunt condamnat, dacă nu, se ziceau că. Erau acele vremuri tulburi, România abia ieșise din, din da, comunism, da. calificarea de altfel se întâmplă în 89, da, campionatul da. mondial e în 90. Da, da, și perioada aceea nu au, nu au vrut să mă, <coughs> să mă lase, mi spuneau, mă, nu avem dosarul tău, nu știm dacă ești condamnat, nu ești condamnat, te duci în România și te... Ați regretat la vremea aceea că nu ați păi, mers la mondiale? Păi, am regretat, dar ce să fac dacă am hotărât un lucru și știam da, campionatul mondial se o dată, e foarte important deci dar sunteți știam. dintre jucătorii norocoși ai fotbalului autohton care au prins ediții de campionat mondial ați făcut parte din celebra generație de aur apropo, sunteți de acord cu cu această expresie că înțeleg că mulți au un dinte împătriva o putem folosi? În regulă? Nu știu, dacă vreți să o folosiți, folosiți-o, dar... Na. Pentru Ce noi să... este generația de aur, este generația care ne-a scos în stradă. Se întâmplă campionatul mondial de fotbal, un traseu absolut fabulos. La acea vreme, meciul cu Columbia, columbienii... Da, la... erau... da Columbia, Columbia, care... Uh, marele Pele... Da. Spunea că le dădea columbienilor cea mai... Șansa, șansa să ajungă să până ajungă în finală, până poate în finală, chiar finală să și să câștige campionatul mondial și nu, ne-au speriat și noi că vin <laughs> Columbia dar am avut noroc că l-au avut pe Valderama l-au avut, avut pe Valderama am avut mare noroc pentru că Valderama le-a încetinit foarte mult jocul, toate mingile mergeau spre Valderama și Valderama făcea dreapta, pasa stânga, dreapta lent să mai spunem aici, că fotbalul că... la acea vreme era construit în jurul acestor da. uh, jucători, acestor decari, nu? Care filtrau da, absolut decari, toate baloanele. Da, da. Și, și Valderama n-a fost în cea mai bună zi. Uh, din câte mi-am mintes, sper să nu greșesc, cred că vremuri așa ceva mai, mai, mai zile fripte, cum se să zicem popor, ne-a făcut mai degrabă Aspiria. Aspiria, da, era puțin mai rapid, era, era un atacant foarte bun, dar noi veneau mingile, nu știu, nu prea foarte bine pentru noi. Mergem mai departe, câștigăm acest meci cu Columbia, urmează un un eșec cu Elveția. Există și o legendă pe care eu am auzit-o în vremea când eram student la jurnalism. Se spune că atât de mare era entuziasmul în țară că am bătut Columbia, încât foarte mulți dintre cronicarii de sport au redactat deja textul pentru o viitoare o victorie cu Elveția și au scris că am jucat bine, că am pasat, că a fost un meci echilibrat, dar că România a ieșit și din acest meci cu fruntea sus. Numai că ce să vezi? Înfrângere și usturătoare, un ca un duș rece partida cu Elveția. Păi, ce s-a întâmplat? Parcă acum, nu știu dacă o să... Spun lucruri adevărate, adevăr, dacă mi-aduc aminte. Bine, bine, am primit două goluri din lovituri libere acolo. Și bine, credeam că o să fie mai ușor, dar Elveția s-a pus. Meciul s-a jucat la Detroit? Fața, Detroit uh, la Detroit, da. Într pe un teren acoperit. Da, un dar teren acoperit, o... dar nu era asta. A contat? Nu, 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 nu. E o poveste. Nu. Bine, acoperit, era ceva. Nu pentru noi, dar nu, nu. Nu. Ne-au învins, așa. Poate trebuia să ne strângem mai bine și credeam că putem să-i să învingem, așa. Și am plecat puțin în atac, fără să ne dăm. Dar am primit două goluri din lovituri libere și acolo am, am găsit în care eu, niște goluri centrări în care eu și goluri și de acolo... Primul urme. duel, de altfel, cu o formație europeană la, la acel turneu. Apoi urmează victoria nu tocmai cea mai lejeră cu Statele Unite. Ieșim din grupe. Fabulos meciul cu Argentina. Argentina, da. Declarat între cele mai frumoase care s-au desfășurat la acel campionat mondial. Da. Acel un meci. meci. Așa se vorbea că era un meci pentru, mai ales pentru noi. Bine că și dacă vă uitați bine la meci și ce goluri am dat, de unde le-am dat și asta, nu știu, cine de poate, predat. cine poate să spună, să explice lucrurile astea, deci niște goluri extraordinare. Am o curiozitate, mie dragă Belodidici revede astfel de meciuri, v-ați mai pus vreodată în fotoliu pentru a viziona un meci din cariera dumneavoastră? Am, am mai văzut, dar nu tot meciul. Nu tot. Nu pot să mă uit la tot, nu puteam să mă uit ce, la ce tot. Ce partidă vă face plăcere să să o urmăriți în reluare? Am, cele am văzut, am văzut pe meciurile care le am uh, calificările, înainte, calificările pentru Campionatul Mondial. Aveam niște meciuri foarte importante și Sigur cu, cu țara Galilor, acolo, da, nu? Da, ultimul meci, 2 la 1. Multe, țara, da, acolo, niște meciuri foarte grele și importante și emotive, aveam niște emoții și știam că putem să mergem la campionatul mondial și dacă trebuia să... Deci aveam o dorință când jucam în Ghencea când jucam în România. pai de cap, ce, ce dorință de... Deci, abia așteptam să ieșim pe teren, să Stăteam în cantonament o săptămână. Erau, cantonamentele erau mai lungi și abia așteptam să ieșim pe teren să... Aveați și o... publicul de partea da, voastră aveam, pentru pe sigur, că sigur, sigur, și încă publicul. nu se ajunsese la tensiunea uh, din 98. Da, uh, poate să avem timp să discutăm și, și acel episod. Și acum vine celebrul meci cu, cu Suedia. Uh, conducem cu 2 la 1, ne egalează. Pe cine să dăm vina? Pe intervenția lui Prunea sau pe acele lovituri de departajare executate păi să le luăm, cronologic, rând, nu? cronologic, nu? Cronologic, Suntem la 5 minute de o semifinală da, cu Brazilia minute. Da. Aproape incredibil când vorbim astăzi da. de, de o semifinală, da, da, incredibil, da eu chiar vorbeam cu cineva și am zis mă, îmi dădeam o cupă a campionilor a fi o, dat un trofeu o, pentru ca să acea joci, semifinală. să joc o semifinală a campionatului mondial, mondial. Deci ceva incredibil. Și ajungem la aceste și lovituri de la 11 metri, Dan Petrescu și Belodedici, Dan Din Petrescu, păcate, da, Dan Petrescu care a fost cel mai bun executant în, în, la antrenamente. Deci Incredibil. pe Stelea și pe Prunea dacă nu aveau nicio șansă să-i prindă și a ajuns și în primii cinci a, a ratat Iar dumneavoastră ați spus acum să vedem, să confirmăm dacă în glumă sau uh, cât se poate de serios că ați ajuns pe lista celor care vor executa penaltii în meciul cu Suedia pentru că încă mai aveați ghete în picioare, s-a jucat la, la o temperatură extrem de ridicată meci da. solicitant, 90 de minute plus prelungiri și Belodedici încă are ghete în picioare și ăsta e motivul? Ghiete, pentru ghete, că... aveam ghete, toți, da. Toţi? Era... Gabi era acolo, era cu noi în centrul terenului și primii cinci se știau, nu știu cine era, al șaselea, dar și şi... cred că Gica Vopescu trebuia să și el și-a dat ghetele jos până să-și pună ghetele, își punea ghetele în picioare și şi arbitru fluiera și făcea semn să vină al șaselea și Gavi, hai, repede, repede și a, venit la mine, zice, Belu, ai ghete? Da, am. Și m-am ridicat și m-am dus să bat 11 metri. Iată cum se scrie istoria. Păi, na, ce să... Eu l-am bătut foarte bine, dar... dar și portarul lor dar -a portarul s-a aruncat exact în partea aia unde trebuie. Cred că și... Deci eu, asta, după aceea mi-au spus că cum am ratat și toată lumea Belo, a ratat. Zic, eu nu -am, am ratat 11 metri. Când ratez, o dai peste poartă sau pe lângă poartă. Aia e ratare. Da. Când cum, mie cum de aparat... altfel începu începuseră ei acele penaltiuri. Da. Nenorocite. <laughs> da, da. Și se termină meciul, cel mai probabil ajungeți la vestiare. Sunt tare curios dacă, pe moda asta nouă, dacă la acea vreme a existat, după înfrângere, după fluierul final, vreun discurs? Ce cuvinte să au spus știu în vestiare? Păi, nu, toată lumea nu spuneam, nu se vorbea, eram liniștit, eram. Nu se vorbea. Ce să. Să, să discutăm, să facem, să comentăm. Nu, eram abătuți, așa și. Pentru România, era supărați, pentru că aveam fost, aveam un, un moment extraordinar. Deci, cum ai și spus, mai aveam, mai aveam șase- 7 minute și jucam o semifinală. Acum vă, vă povestesc eu ceva din, din copilărie. În 94 eram școlar. Evident că părinții încercau să ne convingă să ne petrecem câteva zile și la bunici și era acest campionat mondial în desfășurare și s-a pus problema în felul următor. Eu mă duc la țară, n-am nicio problemă, iau televizorul color cu mine. Și se pare că părinții atât de mult își doreau niște clipe de liniște încât au cedat televizorul și mi-aduc aminte că pentru că am mers cu televizorul color în 94, cred că era un gold star. Uh, au venit la bunica mea în casă și persoane din sat ca să vedem împreună acest meci cu cu Suedia. Deci noi când am ajuns în America am făcut un meci amical, că am ajuns cu o săptămână înainte. Culmea tot cu Suedia, 1 la 1, 1 la 1, 1 la 1, da. Deci și era nevoie că e o, era o echipă puternică, o echipă disciplinată și cu niște jucători fabuloși, Larson, Brolin. Da, da. Mm. La, și ei, într-o generație de, de aur. Da, da, da. Parada da. Uh, portalului uh, Suediei, de altfel, a și ajuns într-unul din uh, filmele la care s-au uitat uh, suedezii peste ani. Atât de mult a contat și pentru mm. ei acea performanță. Da, pentru ei, sigur că vreau să mă. Să mă chemi acolo să fac o emisiune cu Raveli. Așa. Și n-am... N-ați putut nu, accepta? Nu, nu. Nu zic nu, mă duc acolo. ca, a, ce nu... Să facem o, un comentariu, să comentăm campionatul mondial și să... Era greu de suportat o astfel de, de scenă. Da. Foarte multă lume se întreabă cum de-ați reușit voi, uh, acea generație care, în deplasări, în mod sigur vedeați lucruri absolut sensaționale. Aveați acces la, poate, la a cumpăra lucruri total diferite față de ce se putea găsi în România. Cum de-ați reușit să rămâneți totuși cu picioarele pe pământ? Păi nu știu cum să, ce să vă spun cu picioarele. Pentru că dacă e un cuvânt pe care Aveam? lumea îl repetă când vine vorba de Belodedici, de Gheorghe Hagi, de Gheorghe Popescu, Dan Petrescu, acela este seriozitatea. Păi nu știu dacă știți cuvântul care era înainte când sportivii. Centralizare. Știți ce înseamnă centralizare? Și noi, fotbaliștii, și să nu vorbesc de Ivan Pațaichin, Nadia, centralizați săptămâni întregi, luni, muncă, odihnă, mâncare muncă, odihnă, nu-i vedea nimeni nici televiziuni, nici ziare, nu știa nimeni unde sunt centralizați și... Erați când o generație pregătită când pentru performanță. Când ne prezentam la luptă, pf, eram pregătiți de... E, acum s-au mai schimbat lucrurile, acum nu se, nu prea se face centralizarea asta așa Tinerii de... Tinerii de atunci, de la Luceafărul, ați pomenit și de, de Nadia și de, de Ivan Pațaichin, făceau acele sacrificii pentru că nu exista altă alternativă, nu exista nu, alt traseu. Eu cred că nici nu ne gândeam la altceva, că nu știam. Credeam că e ceva normal, ceva care trebuie să, să facem. Ca să ai performanță, trebuie să faci lucrul ăsta. Nu poți să te duci unde vrei, să vii, să te culci când vrei, să eu știu, nu să vină oamenii ceva. mulți lângă tine, să te să te distragă, eu știu ce, trebuie să fii undeva centralizat și atât, să numai tu și antrenorul. Dacă e multă lume în jurul tău, la revedere! Mă uitam numai. Pe, pe povestea lui lui Hagi, uh, nu e niciun secret că dumneavoastră cu Balin și cu Hagi a fost, uh, poate, nu știu dacă cei mai buni prieteni, dar cu siguranță prieteni, uh, și mă uitam cât de grea i-a fost adaptarea în perioada în care a venit la sportul studențesc și a trebuit să joace la nivelul ligii întâi, să confirme, deși avea uh, un corp destul de firav, ba chiar medicii i-au spus că nu ar fi bun pentru marea performanță. Și după un astfel de can cantonament, Hagi revine și ia din partea medicilor nota nouă. Bine, firav. Nu, Hagi nu era firav semena cu mama lui. Noi băieții semenăm cu Bă, mămicile. Da, cu, cu mămicile semnăm, Eu semn cu mama. Așa, înălțuță, în, în, în mai flăbuță, așa, dar Hagi nu era firav. Dar ne-a ajutat foarte mult asta, centralizarea care o făceam. Deși era, nu era era greu să stai în cantonament. Mai ieșeam la o plimbare, ne mai duceau într-un parc, ne mai duceau la teatru, la un film. Vă, a trecut prin minte să renunțați? Să cedați? Să spuneți gata, ajunge suficient pentru mine? Nu, nu. Nu s-a pus niciodată această problemă? Nu, nu. m-am gândit niciodată să renunț. Mă gândeam să merg cât mai sus să mă pregătesc, să joc. Era ceva o dorință și o plăcere să joci, să te vadă lumea era ceva, la fiecare antrenament la Steaua, veneau oameni acolo lângă gard, plin, plin de oameni și bravo, Belo, bravo, ai jucat bine, când mai greșeam, bă, ai grijă că ai greșit, <laughs> da, Belo, erau niște, da, și Puh. și când intram să joc la Steaua, când intram în, în, în teren, știam unde stau oamenii aceia și mă întorceam și le făceam cu mâna și, Belo, ai grijă să pare să bine că... Se pare că în acele vremuri conta foarte mult interacțiunea dintre oameni și... Da, era mai apropiat de oameni erau mai și ei de noi și noi de ei, suporterii acum în de asta s-au schimbat suporterii nu știu, nu înțeleg când Apropo, mai mergeți la, meciuri? La cele din Liga Nu, nu prea, nu dar la, campionatul la Da, da la televizor, da. La televizor îl urmăresc, da. Riscați un pronostic? Cine va câștiga această ediție de. Nu, știu, de nu De campionat intern? Nu-mi place să dau pronosticuri, că știți cum e. Cu cine ați rămas? Cu FCSB-ul sau cu CSA-ul? Este această eternă discuție. De cine ați rămas atașat? Eu sunt de a București, dar, am, urmat, am rămas at atașat de a București și destea Belgrad. <laughs> am înțeles. Vă propun să parcurgem <laughs> în viteză, sub forma unui joc, cu adevărat sau fals, Belodedici aducea și punea muzică populară în cantonament, atât românească cât și sârbească. Sârbească. Adevărat. Belodedici a adus în cantonament chiar și acordeonul. Cântam la acordion, Când eram mic, aveam acordion, Dar nu mi-aduc aminte că l-am adus în București. În sat am fost am, cu acordeon. am, Cu acordeonul. Cântam, da. Hagi sforăia și Belodedici arunca cu ce de hârtie în el. Da. Eu cu Balint. Tot timpul stăteam câte trei în cameră. Când mergeam în deplasare și în cantonament. Trei în cameră și de -al, al, al mai... Ai renunța. Ai spus tu mai devreme, ați spus dumneavoastră mai devreme, încerc scuze, că ați fi renunțat la, un trofeu de Cupa Campionilor, dar ați fi renunțat și la golul marcat la acele penaltiuri pentru Steaua Roșie Belgrad, pentru un gol marcat atunci cu Naționala României pentru semifinală. semifinala campionatului mondial. Da. seama ce, ce sus ne-am fi dus. Ați avut vreodată un moment de ăsta așa în cam filme, în oglindă, în care să vă spuneți câteva cuvinte după acel episod? Sau întrebăm altfel, a fost nevoie de terapie? De mental coach? Păi mental coach aveam, aveam antrenorii care ne țineau terapii și ne ne vorbeau și ne pregăteau. Pentru că sunt și... tare curios, cum se poate uita totuși o, o astfel de întâmplare? Cum poți trece peste? Păi, cum să uiți, nu? Poți să-l să uiți, nu? Îți rămâne... Asta îți rămâne toată viața întipărită în, în în, undeva acolo. Ce să vă spun? Țin minte multe ședințe, ședințe și, și vorbe și și stăteam și Dădeam din picioare Respiram adânc și țineam aer în piept Și dădeam afară Uf, Emoția Pulsul care bătea și bătea Și avea așteptam să Ies pe teren și să fac Niște sprinturi ca să mă obosesc Atunci încet încet dispare Emoția și există și această Parte, nu? O pregătire există, psihică, psihică Sigur, meciurilor. știam Domnul Marinescu Care ne-a fost Alături, Florentin Marinescu ne-a învățat niște lucruri foarte, foarte importante. Respirația, alongația, ne-a ajutat foarte mult. N-am pomenit în discuția noastră de uh, când dădeam reperele despre carieră, n-am vorbit de Valencia, n-am vorbit de Virea Real, de uh, toată cariera consumată în Spania. În schimb, mi-ar plăcea să punctăm un detaliu. Există și un episod absolut exotic Ați fost uh, preț de câțiva ani în Mexic? Doi ani, da. Am fost în Mexic doi ani. Pentru ce s-a dus uh, Belo de Sau păi... Care a fost rațiunea? Uh, fotbalul, bănuiesc că, deși era iubit în partea aceea de lume, nu era poate la fel de avansat cum era cel din Europa? Păi, avansat. Acum, nu știu, avansat, dar și era și Mexicul avea echipe bune și aveau străini, aveau brazilieni, aveau argentinieni în echipe și avansat. Era destul de avansat. Credeam că eu când am plecat, tot timpul după, după campionatul mondial din America, veneau în Spania și vreau să vorbească cu mine să mă, să mă duc în Mexic. Și eu nu vreau să plec unde zic să mă duc în Mexic, până <cute> în Mexic, nu, nu, nu. Și Până la urmă, după 4-5 ani, am spus, bine, hai că o să mă duc încă un an, doi în Mexic și după aceea mă retrag. Numai că aveam și eu 34 de ani, 33 spre 4. Și m-am dus 2 ani în Mexic. Cum m a fost experiența? A fost greu. Greu, greu, greu. Foarte greu. Deci Mexicul e la o atitudine la 1000 și ceva de metri, orașul Mexico. Da, a fost nevoie și, în primul rând de aclimatizare. Și de aclimatizare, da, era foarte greu. Și odată a început să-mi curgă uh, sânge din nas antrenându-mă acolo și uh, eram la o înălțime, Paciuca, Toluca, Monterei, Monterei era jos și Paciuca erau la 1000 și mult sus, nu știu. Și și la un meci mi s-a pus negru în fața ochilor, n-am văzut, nu știu, 5-6 secunde. M-am -am oprit, respiram adânc. Bine că nu, nu, era mingea lângă mine ca să, Deci m-am oprit, numai mi s-a pus negru în fața ochilor. N-am văzut 5-6 secunde. Stăteam și i-am zis lui doctor, zic, doctor, uite ce mi s-a întâmplat. Zice, dacă reușești să ieși din meciul ăsta, aici, aici e cel mai greu, la Toluca, Paciuca, dacă treci de meciul ăsta, meci, ești pregătit <laughs> pentru și na, dar da, viața orice... acolo în, în Mexic noi avem informații mai degrabă din filme. S-a pus vreodată problema securității. Da, era periculoasă. Era viață periculoasă, ne-a spus, mi-a ne spus antrenorul când a venit în Mexic să nu mi iau o mașină scumpă să, să fie sau un jeep din ăsta să-mi iau o mașină normală ca să nu bată la ochi, să nu... ca să se fură mașini să nu cu arme, atâta. da, și... Exact cum vă place, dumneavoastră, cum am da, deschis -am, noi discuția, n -am, n -am, nu? Da, da, și s-au întâmplat lu, lu' antrenorul Secund și lu' încă un băiat, i-au luat mașina cu pistolul, mergeau și au cu pistolul la un semafor, Bom. Uh, un, un, un coleg l-au luat uh, tot așa la un semafor cu pistolul și l-au dus la bancomat să scoată banii era periculos ne spuneau să nu mergem pe jos să nu luăm taxiurile de pe stradă să chemăm prin telefon să -i... era periculos Să vorbim preț de câteva minute, suntem pe finalul discuției și despre viața personală dacă nu vă găsim la fotbal sau uh, într-un context care să aibă legătură cu fotbalul unde îl găsim pe Miodrag Belodedici, Elie Dumitrescu știm s-a întors tot din Mexico Mexic tot cu această experiență uh, culturală, acum e pasionat de tablouri uh, de uh, partea asta gastronomică pe Miodrag Belodedici înspre ce Pasiuni? <laughs> pasiuni? <laughs> Nu e timp? Nu știu, e o pasiune. Pasiune, nu știu ce pasiune. Nu am. Mie îmi place să mă plimb. Mă plimb pe jos mult, merg pe jos. Numai că. Numai că, din ce în ce, mult, mult mai mult. Lumea, lumea vine la mine, mă recunosc, vin la mine și îmi cer bani. Wow! Îmi cer bani. Văd mult mai multă lume Năcăjită. Săracă, necăjită și asta și, Dar îmi place să mă plimb Îmi place să mă plimb prin... Îmi place natura Când merg acasă Mă opresc acolo la Dunăre La Cazane și Mergeți des? Reușiți? -o... Nu prea des că este, de... nu merg Asta Aici am o problemă Că nu prea merg des și tot Visez partea aia Tot timpul La, la Dunăre îmi place să mănânc pește. Okay. Sunt mâncător de pește. Când eram mic, îl mâncam viu. Nu știam că se cheamă sushi. Incredibil. Am... -aveam... Da, da. Ăla mic. O să vedeți că avem și... Îi, luam, îi, îi rupeam capul și coada și îl mâncam viu. Avem și un joc care se cheamă oracol la, la final și o să punctăm și detaliul ăsta legat de sushi. Tot la capitolul viață personală, aveți o fică, Zandali, da. un nume inedit, aș spune, da. care s-a pregătit pentru o carieră în turism și întrebarea ar fi dacă a cochetat vreo clipă cu sportul. Cu sportul, da. Nu o pot să spun că a cochetat, dar mai juca tenis de, de, de câmp fata dumneavoastră, prietenă de. de altfel aveam să observ într-un material uh, televizat, prietenă cu fata lui Marius Lăcătuș Marius Lăcătuș, da da. Devină să fie perioada aici, petrecută în Spania? Uh, păi nu în Spania aici, în România, că a fost aici în România, a stat, uh, nu, când am jucat eu, cât a, a stat a stat vreo 3 ani în România Nu, când am am venit a doua ori la steau, din 98, 99, 2000, 2001 și astăzi o găsim în ce în, domeniu? În. Păi tot, nu știu, merge prin lume. Acum este în Anglia. Acolo, nu știu ce. O firmă care lucrează la o firmă și face contracte și tot felul de produse. Merge mult prin, prin Europa. A fost și în România, a fost și în Serbia, a fost și în Croația, a fost și în. E greu să fii fică de, de fotbalist, mm. ba chiar de unul, uh, fica unui fotbalist cunoscut, care este și extrem de solicitat, care pleacă mult în cantonamente, care pleacă prin țară? Păi e greu. Bun, nu prea poți să stai când vrei, nu? Ești ocupat, nu... Da, greu. Nu prea eram lângă ea, tot timpul eram plecat, da. Câteodată îmi doream să să merg, să mă joc cu ea, să merg, dar și nu nu prea ai timp dacă ești sportiv de performanță și cu cantonamentele care făceam și meciurile și clubul național și toate astea nu prea dau timp. Trebuie să te... E mai greu. E dar... plină de alegeri viața așadar. Ăsta da. este și motivul pentru care introduc acum jocul de final. Uh, el se cheamă Oracol, e inspirat de ceea ce completam noi în copilărie. Ca în... Poftim? Oracol? Da. Ca mitică... Nu ca nu. nu. O să semene mai degrabă a, cu jocul a... din copilărie. <laughs> și o să rugăm pe uh, mieu Drag Belodedi să aleagă între burito, pleșcăviță sau sarmale. Am dat greu? Păi, <laughs> eu știu... Păi, dacă Ples am avea cele Ples trei... Ples Plescavița. 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 Dacă ar fi vorba de o vacanță, ea să fie cu soare și cu slip sau cu zăpadă și schiuri? Păi mai degrabă cu zăpadă și schiuri. Dacă nu ajungea fotbalist Miodrag Belodedici, cel mai probabil se făcea... Aici e. Am și eu o problemă și tot m-am gândit și tot m-am gândit. Păi, probabil că eram și eu prin America, Canada, Australia, cum. Nu. Cu greu v-ați fi făcut un rost aici, în, în România? Da, din satul meu cred că dacă nu jucam fotbal, cred că o luam și eu peste graniță și plecam, cum au plecat foarte mult. Deci, aproape tot satul a, a plecat. Nu mi-amintesc să existe și vreun că... cadru televizat de la meciurile în care ați jucat, în care să vă surprindă camerele înjurând, dar cu toate astea pun pariu că au existat jucători care v-au făcut zile fripte. Cine a fost atacantul care v-a dat cel mai greu? Păi nu știu, atacantul Andone ne mai înjura, ne mai scuipa <laughs> și eu uitându-mă urât la el da? îi spuneam, vezi că te spun lui Bumbescu dacă mai <laughs> <laughs> Incredibil. Vă vezi că era mai puternic. Da, se mai dădeau în jurături, se mai. câteodată în juram în sârbește și nu mă înțelegeau. <laughs> țin minte că din primii bani serioși din fotbal mi-am cumpărat. Ce să vă spun, nu știu ce mi-am cumpărat, dar țin minte că din primii bani m-am dus la cu buzu la cofetăria Casata din București și am mâncat două profiterole. Am intrat, am mâncat un profiterol, după aceea mi-a fost rușine să mai cer unul și da. am ieșit afară, m-am plimbat, m-am plimbat, m-am uitat să nu fie doamna care mi-a dat primul și după am intrat a doua oră și am mai mâncat unul și m-am dus în ghencea sus. La... Ce poveste! Da. O știu ce... Exces. <laughs> Astăzi ați fi uh, făcut prima pagina a unui tabloid. Nu o să-ți vină să crezi câte prăjituri am mâncat. <laughs> mie o drag dragă Belodedici, da, clic aici. Două profiterole am mâncat. Îmi plăcea foarte mult și mai mergeam din când în când la cofeteria Casata. Un moment în care mie, o drag Belodedici, a fost extrem, extrem de trist. Trist. A apăsat. Supărat măhnit, mohorât. Păi eram trist, am, eu știu, supărat când mai pierdeam meciuri, atunci eram trist, nu vreau să văd pe nimeni, vreau să fiu singur, să nu vorbesc cu nimeni, să mă... Dar erau momente când eram și trist, am trecut momente mai grele cu... Taic meu a murit țăla, cu tânăr și eram, eram, eram la steaua 24 de ani aveam și o tristețe mare, tot așa. Dar au mai fost. Vă lucruri. mai amintiți uh, ziua în care părinții dumneavoastră v-au văzut la un meci și au înțeles că au în fața lor un, uh, un, un bărbat, un jucător de fotbal, pe picioarele lui, care își câștigă existența din acest sport? Păi am o poveste așa mai interesantă. Eu am crescut într-un sat, acolo cu familie, aveam două surori și o gospodărie foarte mare. Aveam două vaci, 11 oi, bunicul avea 11 stup de albine, albine, găini, găște, curci, tot plin, pământ, am lucrat la pământ cu bunica și cu... L-am ajutat pe bunicul, bunicul era cojocar de meserie, făcea cojoace de iarnă, îi aduceau niște o piele de oaie și el o finisa, o făcea și îți făcea un cojoc și îl ajuta mult și puțea... <gri> <gri> Trebuia să o pui, să o usuci, să o scoți, să o pui la soare, să... Era... Și eu tot luam mingea și fugeam. Și el, mă, după mine, mă, îmi spunea de toate și mă, nu mă bătea. Dar era nevoie de ajutorul ajutor în Ajutor, da, pe sigur, am lucrat foarte mult, am fost la săpat, la cules, la însemânțat, la... Și luam mingea și dispăream. Și când veneam, primeam ce trebuia da. să primesc de la mama, de la... Ce se dădea pe vremuri. Da, da, ce da. se dădea. Și ții minte când spunea bunicul, lasă mingea, că nu o să-ți dea mingea să mănânci. Trebuie să înveți o meserie, lasă mingea. Tot timpul îmi spunea, lasă mingea. Eu luam mingea și acolo, zidul, în casă, în curte, pum, ia, lasă mingea și nu. A trăit bunicul și să vadă? Da, că... da, a trăit, eram la steaua. Am fost odată acasă, l-am chemat și s-a așezat lângă mine. M-am așezat eu lângă el și am scos portmoneu. Am început să număr banii, o de lei, două mii de lei, și se uita la mine și zice Eu nu credeam că așa de mult bani Vă dau să jucați mincea e, Zic bunicul Dacă eram că jucat ca tine <laughs> trebuia, Aveam toate unghiile negre Negre săracu era totul Eu vă mulțumesc Unde... tare mult pentru, pentru dialogul purtat astăzi Și pentru această poveste Inspirațională Poate că Astăzi, în momentul în care vorbim noi, un viitor belodedici se uită la discuția noastră pe YouTube și alege inspirat cum să-și continue cariera. La ultima întrebare, aș vrea să formulăm împreună răspunsul, pentru că mă gândesc că țara asta are nevoie de încă o bucurie de proporțiile celei uh, aduse de generația de aur. Și aș vrea să vă întreb dacă sunteți într-atât de optimist încât să credeți că ne vom califica, iată următorul campionat mondial am impresia se ține în America, Canada. Mexic și Canada următorul mondial Canada, vom da, mai așa. ajunge cu echipa României? Păi nu știu pe cine trebuie să întrebați asta, nu știu cine poate să vă răspundă Ce, ce ar crede uh, un Miodrag Belodedici care vede suficient de mult fotbal care a fost uh, implicat în tot felul de acțiuni la nivel de juniori. Avem viitor? Păi, ce să vă spun, după cum merg lucrurile, nu? După Așa. cum merg lucrurile, se pare că nu prea. <laughs> mai degrabă nu. Păi, mai degrabă nu decât da. După cum merg lucrurile, nu? După cum merg și eu știu. Cluburile, fotbalul, cum uitați ce dezastru a fost, câte cluburi au dispărut, câte chipe au dispă dispărut, probleme cu bani, cu toate astea, nu, nu, nu e un lucru pozitiv. nu e. Avem probleme mari, mari în, în sport, nu numai în fotbal, dar după cum e lucrurile noi vă dați seama că am vrea să ne calificăm, să fim prezenți la aceste turnee frumoase care se țin, dar să vedem nu știu, să vedem <laughs> avem primul meci cu Kosovo ăștia care <laughs> ei am vorbit cu un prieten de acolo din Kosovo, sârb Așa. și mi-a zis că și Kosovo au declarat acolo că E bine că sunt cu România, că, că ne cred planuri că România e, e o echipă mai. Poasă accesibilă. accesibilă, da. Și îi spun de noi. Pe când România lui, meu drag Dedici chiar era un adversar de, de temut? Da, aveau cluburi, țările. aveau probleme cu noi când când jucam. Eu vă mulțumesc pentru, pentru discuție și chiar dacă am încheiat uh, interviul de astăzi, podcastul, cum îi spune mai nou, într-o notă ceva mai realistă, uh, sperăm într-o viitoare întâlnire în care să începem așa, ce mă bucur că ați greșit. Da. Domnule meu drag Belo Dedici sper să ne auzim și într-o viitoare intervenție la radio, cum de altfel îi aștept și pe urmăritorii noștri în fiecare dimineață la DGFM la Matinal, Doi Matinal și Jumătate. Vă mulțumim pentru fiecare reacție, pentru fiecare like și pentru că ați urmărit această minunată discuție. Încă o dată Bun. mulțumesc. Mulțumesc și eu și vă urez mult mult succes. La mulți vă... ani pentru 20 la mai. La mulți ani pentru 20 mai, da. Bine, nu, mai, nu ne mai gândim că mergem înainte. Asta e important. Extra Matinal, un podcast DGFM cu Bogdan Ciuclaru. Ca să știi.